Bine ai venit la un nou episod de Vorbă cu Antreprenorii. Ține aproape pentru că urmează un invitat extraordinar. Știi de ce râd? De ce? Râd pentru că de multă vreme vroiam să-ți iau un interviu. Dragi prieteni, ne aflăm la o nouă ediție de Vorbă cu Antreprenorii și astăzi am alături de mine una dintre cele mai importante persoane din viața mea. Este partenerul meu de business în mai multe business-uri. Sunt business-uri din care am făcut exit, sunt business-uri în care suntem implicați și totodată este bunul meu prieten drag, Laszlo Fodor Loții. Bine ai venit la De Vorbă cu Antreprenori! Mulțumesc de invitație, Călin! Loții, o să fiu cu tine foarte, foarte pragmatic, nu o să fiu foarte friendly, voi fi foarte pragmatic pentru că știu că avem multe lucruri de extras din experiența ta antreprenorială. Și aș vrea să te întreb, când ai luat decizia de a deveni antreprenor și de ce? Mi-aduc aminte că atunci când am terminat liceul, mă gândeam cine voi putea deveni și în orășelul meu mic unde m-am născut în Aiud, alegerile nu erau prea multe. Ori mă făceam profesor, cum a fost și tata și mama, ceea ce nu prea îmi convenea, ori tângeam să fiu poate un inginer, un director la o fabrică, cum mai vedeam prin jur, prin cunoștințe, ori preot, nici preoția nu m-a atras chiar așa de mult, așa că a rămas să devin inginer și mai cochetam și cu ideea de a deveni cântăreț, dar am rămas la inginerie. Și după ce a venit Revoluția, atunci s-a deschis oportunitatea de a deveni un mic afacerist care să își gestioneze propriile idei, să aibă propria afacere. Deci aș putea să spun că după Revoluție, chiar la câteva luni după Revoluție, am început deja să cochetez cu ideea. Deci ești unul dintre primii antreprenori din România, dacă stăm să ne uităm în registre. Ca idei, poate, da. Ok. Și aș vrea să te întreb cum au reacționat ceilalți când au văzut că, totuși, nu ești un învățător, nu ești un profesor, nu ești ca ei. Da, eram oarecum oaia neagră a familiei, pentru că toți au devenit sub o formă sau alta profesori, educatori. Da, a fost ciudat, mai ales pentru mine. Ei mă priveau din afară, la început ok, o să devin inginer, după care când am început să fac și altceva, atunci deja am început să vadă diferite și ei lucrurile și spuneau că nu-i prea sigur, nu-i prea bine, sunt o grămadă de riscuri. Deci a început încet, încet să se împotrivească oarecum mediul înconjurător, apropiații. Și ce ai făcut atunci? Pentru că asta e o chestie care se întâmplă de obicei și probabil și cei care ne urmăresc ar putea să-și aducă aminte contexte. E contextul care încearcă să te tragă înapoi, e acea zonă de confort care încearcă să te tragă înapoi înspre ceea ce ai fost și te trage înapoi din ceea ce tu vrei să devii sau dinspre chemarea ta antreprenorială. Cum ai reușit să ieși de acolo? A durat destul de mult. Primii pași pe care am făcut a fost să împac și varza și capra. Adică am lucrat undeva și în același timp, în afara serviciului, am început o mică activitate antreprenorială. Prima mea activitate de acest gen, care s-a și concretizat, a fost să am o mică tipografie offset cu un prieten de-al meu în afara serviciului. Bineînțeles că am putut să duc doar o bună perioadă, câteva luni, un an de zile, această activitate. S-a născut și fiică-mea, am devenit foarte ocupați și nu mai eram nici acasă toată ziua, seara la 12:01 ajungeam noaptea acasă, nu eram productiv nici la servici. După care am făcut exitul, primul meu exit, m-am angajat pe urmă la Cluj, la o altă firmă. Și adică ai trecut de la statutul de antreprenor la statutul de angajat. Am fost angajat, pe urmă lucram part-time niște activități liberale, să zic așa, de
contabilitate pe calculator, învățam contabilii din Aiud cum să lucreze pe calculator, după care am devenit, să zic așa, și antreprenor în această mică afacere, am făcut exitul și am închis tot ce era în Aiud, pentru că m-am mutat cu serviciu deocamdată la Cluj. Am fost 2 ani aproape la Cluj, departe de familie, și de aici s-a născut dorința de a uni familia, adică să nu fac naveta, mergeam luni și veneam vineri acasă. Adică stilul de viață oarecum sănătos de a, da, de a reuși să împaci și familia și job-ul. Exact. Acel echilibru. Exact, exact. Life, well-being. Așa este, și aveam deja 2 fete. Simțeam nevoia să fiu și eu cu familia și familia cu mine, așa că atunci am venit cu o idee la angajatorul meu de atunci și așa s-a născut punctul de lucru din Timișoara, uh-huh, unde ne-am mutat cu familia. Așa am devenit bănățean, uh-huh, altfel, în 2000. Și când firma mamă a început să scârție, adică punctele de lucru din București și din Cluj s-au închis și am rămas de unul singur aici în Timișoara să reconstruiesc tot, atunci am zis, dacă e să reconstruiesc, atunci mai bine construiesc pentru mine. Uh-huh. Și ăsta a fost momentul pe care oarecum a venit puțin neașteptat pentru mine, dar am urcat pe această corabie. Ai fost pus în fața deciziei din nou, da, de a fi pus, da, în fața deciziei de a fi antreprenor. Observ la tine o chestiune, cum că teoretic, cum observ lucrurile, ai vrut să fii antreprenor, a existat o forță, un magnet puternic care te-a tras înapoi spre a fi acel om model pentru familie, acel inginer care să lucreze ca și angajat și să asigure lucrurile acasă, și iată că atunci când ai avut ocazia să te desprinzi și motivația și motivele potrivite, ai luat decizia de a păși înspre chemarea ta. Și de atunci, câte business-uri ai deschis? Nu o să facem toată istoria, dar spune ce business-uri ai deschis, ce exituri ai mai avut, în ce domenii ai mai fost implicat. Știu că la un moment dat ai fost implicat inclusiv în domeniul artistic. Da, deci prima firmă unde am lucrat a fost în zona de sucuri. Uh-huh. A doua era în domeniul de construcții, izolații pentru construcții, pentru acoperișuri. A treia firmă unde am lucrat, să zic așa, a fost comerțul cu utilaje de construcții, și de aici mi-am deschis și eu propria firmă. Din experiența acumulată în această firmă româno-maghiară, și de unde am reușit să leg legătura și cu unul dintre furnizorii de acolo. După care mi-am deschis, cum am zis, propria firmă în comerț cu utilaje de construcții și închirieri, o mică parte. Între timp am mai intrat ca partener într-o firmă de comerț cu magazin cu instrumente muzicale, Angro, și magazin cu instrumente muzicale. Am o afinitate pentru artă, sunt vicepreședintele Fundației Interart din Aiud, membru fondator, uh-huh, o fundație care organizează de 25 de ani, cred, deja, în fiecare an, tabere internaționale de artă plastică, și au ajuns cu expozițiile de la Bruxelles la sediu ONU cred că în toată lumea, dar cel puțin pe continentul american și în Europa de Vest foarte, foarte frecvent. Și bineînțeles am cochetat cu trainingul de business, așa, după cum știi, asta am făcut deja împreună. Asta e momentul în care am început să ne întâlnim. Da. Am început să lucrăm împreună, ne-am licențiat pe o licență de training a lui Andy Sechei, da. După aia am început să o livrăm, ne-am construit firma de training, am dezvoltat Training Masters and Consulting, da. Din care am făcut exit la un moment dat. Da, și training și consultanță pe Training Masters and Consulting, după care a urmat Biz Club-ul. Uh-huh. Și aici în Biz Club suntem parteneri, suntem. Mai avem încă și alte firme în care suntem parteneri. Loții, ai o experiență antreprenorială de invidiat.
nu să-ți adresezi întrebările clasice pe care le adresezi antreprenorilor, ci întrebarea care cred că merită, pentru că știu că ești unul dintre oamenii care e expert în public speaking, e expert în, în persuasiune, e expert în partea de delegare și organizare și leadership. Aș vrea să te întreb trei lucruri pe care ar merita să le știe antreprenorii, nu neapărat din experiența ta, ci care țin de partea de negociere, care combină toate lucrurile astea, pentru că ești și un foarte bun negociator. Mulțumesc. Deci trei lucruri, așa? Care țin de partea de negociere. La ce ar trebui să fie atenți cei care ne urmăresc atunci când intră într-o negociere? Aș puncta ceva. Negocierea de obicei apare într-o fază avansată a unei relații comerciale sau, sau similare, bănuiesc că e vorba de relații comerciale. Și din acest punct de vedere, când ajungem la negociere, pentru mine, ca și termen, înseamnă negocierea unor termeni, ce oferi, ce dai și ce lași, respectiv ce dai de la tine, cum ar veni, și ce vrei ce să obții, deci ce primești de la celălalt. Până ajunge aici, dacă tot vorbim de vânzare sau de încheierea de relații și parteneriate, bineînțeles că e foarte important ca fiecare persoană să se implice în această negociere, luând în calcul și punctul de vedere al celuilalt. Adică să te pui în papucii celuilalt client. Nu doar în haina ta, ci da, și în papucii clientului. Ca să vezi și din perspectiva lui ceea ce s-ar putea să vezi total diferit doar din perspectiva ta. Și asta îți va da o șansă ca să cântărești mai bine întreg procesul. Deci ăsta ar fi primul lucru pe care l-aș spune. Al doilea, sau poate că ăsta e al doilea, primul este să știi foarte bine ceea ce vrei să obții. Să știi foarte bine ceea ce vrei să obții și care este minimul acceptabil peste care nu ești dispus să treci, pentru că s-ar putea sub emoțiile plăcute sau poate neplăcute ale unei negocieri, dacă ai de-a face cu niște constrângeri, dacă ai de-a face cu niște emoții puternice, să cedezi la un moment dat prea mult și ulterior să-ți pară rău. Deci este foarte important să știi ceea ce vrei și să stabilești un prag minim acceptabil sub care nu merită să faci afacerea, și asta merită gândit pe termen lung, nu doar din prisma unei afaceri poate ratate în imediata perioadă următoare, pentru că dacă faci un pas, dau un exemplu, dacă cu un client ajungi să dai un discount prea mare, la un moment dat el te va percepe că ești capabil să dai aceste discounturi și pe viitor și efectiv nu o să poți să faci valoare adăugată cu ei, nu o să poți să creezi valoare adăugată pentru tine, și atunci se strică oricum acea relație și s-ar putea să se ducă vestea și în piață. Deci nu merită făcută orice afacere cu orice preț. Și deci să știi foarte bine ce vrei, minimul acceptabil, și să privești și din perspectiva celuilalt, astfel încât să înțelegi și partea lui, pentru că asta îți va da o înțelepciune mult mai bună cum vei putea negocia și care sunt dorințele lui, respectiv care este minimul lui acceptabil. Și bineînțeles, la final, dacă tot vorbim de negociere, este acea tocmeală, care se spune, și nu ne place nouă oamenilor de afaceri, dar merită luat în calcul, să ai toate elementele ce poți să negociezi, chiar dacă pentru tine pare... Adică să ai o listă foarte clară, negociezi prețul, negociezi termenul de livrare, termenul de plată, termen de garanție, servicii adiționale, servicii... Ce este inclus în preț, poți de asemenea să ceri lucruri care pentru el nu sunt costisitoare, dar pentru tine să aibă importanță. De exemplu, o listă de e-mail la clienților. Da, sau recomandări, sau de exemplu poți să îi împrumuți, dacă vorbim de vânzări de produse, îi dai un produs de o valoare mare, poți să cazi de acord cu el că de două ori pe an la anumite expoziții îți dă produsul gratuit, care pe el s-ar putea să nu-l coste. Ați ca să-l poți expune. Da, să-l poți expune, sau poți să inviți clienți la el să vadă și așa mai departe. Deci sunt mai multe anumite elemente care pentru el nu reprezintă costuri, nu reprezintă o miză, dar
ție îți aduc plus valoare, astfel încât dacă vorbim de negocieri cu miză mare, dacă te pui în papucii lui și vezi care sunt beneficiile lui, care sunt costurile lui și ce reprezintă pentru lucruri importante și ce nu, s-ar putea ca, revenind din perspectiva ta, să vezi că anumite lucruri pentru tine sunt importante și pentru el neimportante și vei putea să le obții ușor. Și asta îți aduce plus valoare ție. De ce într-un club de business networking? Da, e foarte bună întrebarea. În primul rând pentru că îmi place foarte mult și am o afinitate mare pentru educație și pentru creștere și pentru prosperitate. Și mă preocupă prosperitatea pentru că asta poate să dea bunăstare întregii societăți și nouă tuturor. Ne crește standardul de viață. În același timp, și pentru faptul că am fost implicat în educare și a fost un teren foarte bun pentru dezvoltarea mea personală și nu în ultimul rând, eu sunt un om introvertit. Am nevoie de un context unde mă mai deschid. Un context safe, da. Într-adevăr, să știi că chiar lucrez la un material despre business networking. De fapt, lucrăm împreună la un training mai mare de business networking și acolo, pentru prima dată, pentru mine a fost oarecum, hai să spun, ieșit din comun faptul că cluburile de business networking nu sunt pentru cei extroverți cu precădere, ci sunt poate mult mai potrivite celor care sunt un pic mai introverți, care au nevoie de acel context safe în care ei să vină să se prezinte, să învațe să se prezinte, să-și creeze relații, să-și solidifice și să-și întărească acele relații. Iar cei extroverți de obicei fac asta nativ sau fac în toate contextele în care intră. Dar cu toate astea, ca extrovert ce mă aflu, să știi că și eu am găsit foarte, foarte multă valoare și de asta cred în acest concept și împreună construim ceea ce se dorește, un alt fel de club de business networking decât obișnuitele cluburi de networking la care venim, mâncăm, ne prezentăm și plecăm acasă. Punem foarte mare accent pe fan și asta ajută oamenii să se deschidă. În același timp aș adăuga că este atât pentru extrovertiți cât și pentru introvertiți, pentru că se creează un echilibru. Se atrag unii pe alții. Dacă ar fi doar oameni care sunt introverți, n-ar avea cine să-i deschidă. Uh-huh. Și dacă ar fi doar extroverți, nu s-ar asculta între ei. Deci se creează acel echilibru care ajută la dezvoltarea ambelor părți și este o dezvoltare sinergică plăcută care își arată roadele în timp, nu peste 2-3 săptămâni de prezență. Facem parte dintr-o comunitate unde ne simțim bine, devenim prieteni, legăm parteneriate, deci este un context foarte potrivit pentru creștere și ăsta este și focusul pe care vreau să îl subliniez, focusul este pe partea de educație și creștere la Business Network. Vreau să te mai întreb un lucru. Să zicem că eu sunt antreprenor care, sunt la început de drum, eu sunt cineva care are 5.000 de lei strânși din joburi, am primit de la bunica, nu contează de unde, am 5.000 de lei și vreau să încep o afacere. Ce îmi sugerezi? Pentru a începe o afacere ai nevoie în primul rând de domeniul de activitate ca să știi în ce domeniu vrei să te dezvolți și dacă ai abilități în zona asta, atunci îți va fi mai ușor, dacă nu, atunci ar trebui să le dobândești și pe lângă abilități ai nevoie și de experiență, așa că dacă ai 5.000 de lei, recomandarea mea ar fi să te angajezi în domeniul în care vrei să te dezvolți. Asta este primul lucru. Da, era o întrebare capcană și te-ai prins că e o întrebare capcană. Într-adevăr, prima dată dobândește acele abilități de care ai nevoie. Cum le spun de multe ori, am făcut la un moment dat în facultăți cursuri de antreprenoriat. Și una dintre lucrurile era în felul următor. În momentul în care vrei să-ți deschizi o spălătorie auto, mai întâi angajează-te una, două, trei luni la o spălătorie auto ca să înțelegi cum se desfășoară lucrurile într-o spălătorie auto, să vezi cum se negociază cu furnizorii, să vezi care sunt furnizorii, să vezi care sunt problemele sau provocările pe care le ai cu echipa și așa mai departe. Loții, vreau să-ți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai acceptat invitația de a veni aici la De Vorbă cu Antreprenorii. Și un ultim sfat de final. Uită-te la cei care ne privesc și dă-le un sfat de final. Stabilește unde vrei să ajungi și caută-ți contextul potrivit care te ajută să ajungi acolo, chiar dacă
la un moment dat tu mai ai ezitări și mai ai suișuri, coborâșuri, dar contextul potrivit, oamenii potriviți te vor ajuta să ajungi unde vrei. Mulțumim, a fost pentru noi, Laszlo Fodor, mulțumim, mulțumim tare, tare. Mulțumesc și eu de invitație. Dacă ți-a plăcut acest video, dă-i share și abonează-te la canalul nostru de YouTube. Totodată te invit atât în comunitatea noastră de pe Facebook, cât și pe site-ul nostru www.devorbacuantreprenorii.ro.